Legendary. Bă, de unde a venit Legendary-ul ăsta? Mamă, de unde a venit ăsta? O, ia să vedem ce pică din Legendary și... Astăzi, fraților, revenim cu noul sezon din Brawl Stars. Bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod aici. Suntem cu noul sezon pe felie. Paintball se numește acest sezon și avem, desigur, și noul Brawl Pass. Avem aici o grămadă de chestii. Știți deja ce se întâmplă aici cu pass-ul ăsta. O să-l cumpărăm, desigur, și cel pe plus. Ne uităm așa ce se întâmplă pe aici. Mamă, ce fun e spray-ul ăsta. Desigur, o să avem și 1000 de credite, multe credite, multe gemuri, pinuri, multe star drop-uri, desigur. Ce mai avem pe aici? Mamă, avem o iconiță interesantă, ok. Și niște skin-uri pe Sandy și la final, uite, Vandal scrie. O să cumpărăm pass-ul, desigur, nici nu se punea problema. Avem și nou game mode, Paintball. Arată interesant ăsta, o să ne jucăm imediat să vedem care este situația. S-a băgat și Clancy, am făcut ieri un episod când l-am luat pe Clancy pe canalul secundar. Pe canalul secundar, pe contul secundar, nu știu, nici nu știu ce vreau să zic. Dar hai să cumpărăm pass-ul pentru că nu mai stăm aici pe vorbăraie. Lăsați voi un like acolo, nu uitați să vă abonați ca să mai vedeți episoade de Brawl Stars. Pentru că ați văzut că am reînceput să postez aici foarte, foarte des. Și scrieți-mi în comentarii ce episoade mai vreți să vedeți pe acest canal Brawl Stars, poate Clash Royale, poate alte jocuri pe telefon, poate Minecraft. Voi decideți, scrieți așa mai jos în comentarii și o să citesc comentariile. Și se ia pass-ul, se ia pass-ul. You are all set. Frumos, aia vreau să vă fac. Cât de satisfying e când iei aici frumos tot pass-ul și ajungi deja la tier 16. Pentru că practic plus-ul îți dă și niște taiere și putem aici să dăm colecte. Uite ce frumos, 1000, 1500 powerpoints, pinuri. Luăm și credite, să facem aici fame, tot ce trebuie. Cred că facem fame 3. Luăm aici și coins. Cred că putem să-l maxăm pe Clancy, fraților. Și aș vrea să fac treaba asta pentru că mi se pare foarte, foarte bun Clancy în momentul de față. Ia să vedem, luăm aici blinguri. Mamă, bune gemurile astea, vrei să te mint? Bune, bune, cum să nu fie bune. Și după aia deschide, desigur, star drop-urile după aia. Ia vedem frumos aici powerpoints, blingurile. Nu sunt așa multe pe parcurs, dar sunt 1000 la început și 1500 de la plus. Ok, avem și un pin. Ok, și niște coins. Bă, îți dă bine, îți dă bine, îți dă foarte bine. Mereu am zis o să mai zic în continuu. Ia uite, fame 3, nice. O mai zic în continuu pentru că PES-ul e cea mai worth chestie pe care puteți să o luați pe Brawl Stars. Adică dacă vreți să băgați neapărat bani pe Brawl Stars, vă recomand PES-ul să-l faceți pentru că PES-ul chiar merită. Merită PES-ul din toate punctele de vedere, îți dă o grămadă de lucruri. Mamă, putem să luăm și niște skin-uri? Au început să bage skin-uri noi. Ia uite, Harpy Melody. Ok, să luăm skin-ul ăsta, chat? Poate luăm episodul următor. Nici nu știu, trebuie să mă mai gândesc. Am 16.000 de blinguri. Știu că se mai lansează și ceva skin-uri noi. Dacă nu mă înșel, cred că ar trebui să fie unul pe Mr. P. Dar trebuie să-l găsesc pe Mr. P. L-am găsit, mă, și o să se bage Dragon Fruit Mr. P. Ok, în 5 zile și 19 ore. Interesant, o să se bage cu blinguri. Momentan putem să-l luăm cu gemuri. Dar de ce am face chestia asta? Nu vă rostul. Dar are rost să deschidem aici star drop-urile, să vedem ce ne pică. Aș vrea măcar o mitică și poate un skin, ceva, nu știu, vedem. Vedem ce ne pică aici. Rare din primul star drop. Nu e grozav, știți și voi chestia asta. Rare și din al doilea. Parcă deja mi-e dor așa puțin de megaboxuri, dar ce să zicem. Vedeți că aveți o compilație pe acest canal cu peste 100 de megaboxuri. Cred că acum câteva zile am postat-o. Se numește toate megaboxurile pe care le-am deschis. Avem un epic aici și avem pe Grey care e supărat. Se numește toate megaboxurile pe care le-am deschis pe Brawl Stars și vedeți acolo toate megaboxurile pe care le-am deschis pe parcursul evenimentului, dacă vreți să vedeți acolo. Acum nu mai putem să facem episoade de genul pentru că... Uuu, Legendary! Bă, de unde a venit Legendary-ul ăsta? Mamă, de unde a venit ăsta? Uuu, ia să vedem ce pică din Legendary și... Ce pică, mă? Bine, mă, am pe skin! El Atomico! Bun, îmi place skin-ul, e mișto, e mișto skin-ul ăsta. Am skin-uri mai șmechere pe el primul, dar este totuși un skinuleț. Nice! Avem o legendară, un star drop legendar. Asta vreau să văd. Mai avem câteva star drop-uri. Poate mai pică ceva, cine știe. Bă, avem o legendară, e bine. Avem o legendară și cred că două epice și multe rare. Multe, multe rare. Să nu mai văd astea rare și mai avem trei. Hai să deschidem pasta de la final. Super rare, mitic.
Nu, nu, asta e mitic. Rămâne mitic, dar este un star drop. Avem legendar, avem mitic, epic, super rare și rare. Avem toate star drop-urile. Cine pică powerpoints? Pă, ok, ok, aveam nevoie de powerpoints, nu, nu o să mint. Încă o mitică. What? Pă, câte mitici îmi dă? Și credite, ok. Credite și ultimul star drop este rar. Două mitice, o legendară. Bă, nu e rău, chiar nu e rău deloc. Și cred că o să luăm gear-ul cu damage. Ok, să dăm mai mult damage când suntem sub 50% de viață. Și o să mai luăm ăsta cu shield-ul ca să și rezistăm. Shield-ul e destul de bun, plus 900 shield acolo. E super, super ok. Și o să jucăm cu Clancy la paintball. Să vedem care e situația aici. Dacă e bun paintball-ul ăsta, dacă e mișto, dacă ne distrăm cu el, plus că e ultimul brawler, aveți acolo și mai jos. Băi, doi, aveți și Instagram-ul meu aici. Puteți să-mi dați un follow acolo dacă sunteți drăguți. Mamă, ce lău din scrintare. Dar nu, eu n-am jucat. N-am jucat acest game mod. Trebuie să vedem cum se joacă. Mai avem un Clancy în echipă. Și hai să vedem dacă, opa, ne descurcăm. Mamă. Deci știu când omor pe cineva. Ok. Când omor pe cineva, opa, oh my god, nu trebuia să fac asta, nu trebuia să dau gadget-ul. Când omor pe cineva, știu că explodează, practic, paint-ul ăla și trebuie să pictezi. Hai să ne concentrăm. Ah, și noi dacă ne mișcăm, ok, l-am omorât pe ăla. Haide, mamă, ce-am făcut, frate? No, l-am omorât, ok, nu e rău. Păi și cum dă cu mingea? Pur și simplu ataci cu ea și dai, ia să vedem. 80%. Mamă, a venit încoace. Hai să ne concentrăm puțin. Mamă, ce l-am făcut? Bro, dă-mă și mie mingea, mă, ești nesimțit. Dă-mă mingea încoa. Deci după, opa. Fii atent, fii atent. Mamă, ce l-am făcut. Bă, s-a dus mingea la naiba. Oh my god. Mamă, ce le-am făcut. Și dacă dăm așa, uite, se pictează. Mamă, ce mișto. Ok, deci se pictează când omorâm pe cineva. 100%. N-am înțeles. N-am înțeles din prima. Game highlight. Bă, ce m-am băgat în ei. Bă, e tare rău Clancy. 8 kill-uri. Celălalt Clancy a fost pe, pe altă planetă. A fost pe altă hartă. Facem și aici, desigur, XP pentru PES. Avem și un star drop, foarte frumos, epic, bun, bun acest epic, nu mă plâng. Ia să vedem, defeat 9 enemies with Carl, play again, ranked. Da, nu prea-mi plac aceste quest-uri, dacă mă întrebați pe mine, le-aș schimba. Nici nu știu ce să schimb, play again-ul? Schimbă play again-ul, că nu-mi place să dau play again. Play again, play again, damage cu Ruffs. Ok bro, mai bine era play again-ul. Ia, ia, ce mai avem? Hot zone. Nici măcar nu pot să-l fac. Dăm paintball. Lola. Ok. Și de ce nici nu mai dau? Hai să dăm aici la paintball. Hai să vedem al doilea match. Avem Clancy contra noi. Ok, hai să vedem acum. Acum e acum. Seamănă puțin și cu... Opa. Mamă. Op. Mamă, nu se aștepta la asta. Nu se aștepta la asta. Haide, haide, haide. Dă-i acolo, dă-i acolo. Bun. Seamănă puțin și cu Brawl Ball-ul. Deci chiar seamănă, să zicem așa. Pleacă-mă de aici. Ia uite la ea ce a venit. Hotsomana, mă. Hotsomana, bă. Dar cum faci 100%? Nu înțeleg. Oh, m-a bătut, bă. Cum faci 100%? Că ați văzut că data trecută am făcut 100%. Cred că trebuie să pictez cât mai mult. Și dacă pictez suficient de... Uite, am câștigat. What? Am câștigat extrem de repede. Foarte, foarte repede acest match. Nu mă supăr din punctul meu de vedere să câștigăm toate meciurile așa de repede. Dar chestia e că găsește foarte greu match. Nu înțeleg de ce. Nu se joacă lumea? Sau e buguit? Uite, searching for players și am 2 din 6. Nu înțeleg de ce. E un game mod destul de tare. Adică eu m-am jucat, plus că e și nou. Adică, nu știu, e băgat de câteva ore sau... Nu știu, poate e buguit cum a fost mega pig-ul. Ultimul mega pig ăla a fost destul de buguit. Avem Barry, Nani și Clancy. Ok, avem ultimii brawleri în acest match, să zicem. Opa, avem grijă, ținem și puțină distanță. Trebuie să ne facem și superul. Hop!
Nu, no, nu, no, nu, no, mi-a dat stun. Ok, trebuie să avem grijă. Ce snipe i-am dat. Ce am făcut, bă, băiatule. Măcar mi-am dat level up. Ok, vedeți că am power up acum. Sunt la al doilea stage și stă mai bine decât ei, 60%. Acum nu mai stăm mai bine decât ei. Ia stai, ia stai, ia stai că vin, vin, vin la bătaie, vin la bătaie, vin la bătaie. Haide. Mamă, mamă, haide. Perfect, ăla n-are stage-ul 2. N-are stage-ul 2, nu știe, nu știe, nu știe. Repede, pleacă de aici. Pleacă de aici, că ne bate Larry. Lorică, ne bate Lorică. Ok. Și dăm și mai mult damage acum cu gear-ul ăla. Mamă, ce prost am dat. Am dat prost ulta. Ne bat ăștia. Cred că ne bat. Dacă nu mă ajută băieții, nu prea pot singur meciul ăsta, nu? Nu știu. Și Sandy e destul de bun. Ok. Hai să vedem. Ăsta e mort. Perfect. Am omorât. Trebuie să ne luăm puțină apărare. Haide. Mamă, dacă aveam un gear. Un gadget, pardon. Nu, ce-am făcut, frate, acolo? Nu știu ce-am făcut. Dar n-am echipă, efectiv. Bro, n-avem echipă. N-avem valoare. Și ne bat băieții tare. Haide. Mort. Bun. Bă, nu e rău, rău meciul. Uuu, 200 HP, mamă, ce l-am bătut. Mamă, unde e Barry? Mamă, dar durează meciul ăsta 100 de ani. Ăștia-s morți aici. Sunt morți aici, perfect. Mamă, ce prost sunt. Da, e bine că am ținut departe de ei. Bun. Mamă, am făcut 100 numai din șutul ăsta. GG. Bă, ăsta a fost un meci mai intens. N-a poftim. N-a poftim să văd statisticile. X-Ladere, unde ești, tată? Hai că X-Ladere. Bă, uite, bă, statisticile. 15 kill-uri ai mei. Ai mei dorm. Pă, Berry are tag CEO of Brawl Stars. Unde? Unde cu un kill? Doamne ferește, mă. Mi-a plăcut. Tare. E tare băiatul ăsta. Să nu mai joace Brawl Stars. Vă rog eu. Bă, chiar îmi place, sincer. Îmi place game mode-ul. E tare. O să mă mai joc. Fa și relativ rapid trofee, mi se pare. What? 3 Clancy versus 3 Clancy. No way, bro. No fucking way, bro. Ce e aici? Mamă, au și star drop de la. Bro, ce se întâmplă aici? Regele. Regele, bă, băiatule. Ok. Deja mi-am făcut a doua formă. Perfect. Mamă, ce fun e. Ok. Cred că oricum nu iau maxați. Asta se vede. Da, e meciul nostru. N-au ce să mai facă. Bravo, ticule, bravo. Să nu mai joci. Să nu mai joci în viața ta ce ai făcut. Ce ai făcut aici niciodată. Gata. GG. GG, boys. Mamă, 3 Clancy versus 3 Clancy. Bro, cum arată. Bro, arată. Arată ciudat rău. Doamne. N-ai cum, bro. Uite-te și tu. 3 Clancy versus 3 Clancy. Și eu am fost cel mai bun. Păreri? Eu am fost cel mai bun din acest match. Am făcut aici și misiunile, ceea ce este foarte, foarte bine. Avem și un ultim star drop, rare.
și X pe doubler. Ok. Oh, am mai făcut aici două tiere, mă rog, un tier de fapt, dar are două reward-uri. Hai să vedem și ultimul star drop, o să fie rare. N-o să... Oh, a fost super rare, mă scuzați. Mă scuzați. 30 de credite, frumos aici tot ce trebuie. Ne-a dat și acolo fame frumos. Sper că a plăcut acest episod, lăsați un like acolo. Ei bine, eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!